conferința de presă de astăzi se referă la realizarea implementării programului operațional regional în anul 2010. Am reușit să atingem ținta pe care ne-am propus-o la începutul anului și anume să semnăm contracte în valoare de 3 miliarde de euro. Dinamica semnării contractelor și implementării acestui program operațional regional a continuat și în anul 2010, ca și în anul 2009, astfel că am reușit ca pe parcursul acestui an să semnăm un număr de 500 de contracte pe toate cele 5 axe pe care programul operațional regional le are. Valoarea programul operațional regional este de 4,3 miliarde de euro, iar la organisme intermediare au fost depuse cereri de finanțare în număr de 7.551 și în valoare de 11 miliarde 160 de milioane de euro. Deci cu mult peste valoarea programului operațional regional. Până în momentul de față s-au semnat 998 de contracte în valoare de 3 miliarde 20 de milioane și s-au efectuat plăți în valoare de 560 de milioane de euro. Asta înseamnă că Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, ca autoritate de management, este primul, nu numai în ceea ce privește valoarea contractelor semnate, ci și în ceea ce privește valoarea plăților făcute, pentru că așa cum am spus de fiecare dată când am participat la semnarea unor contracte pe POR, este foarte important cât de mult contractăm și cât de repede, însă este cel puțin atât de important cât de repede plătim, pentru că succesul implementării acestui program este complet atunci când se fac plățile. Pentru asta am încurajat autoritățile publice locale, cele care sunt beneficiarele programului operațional regional, să deruleze rapid procedurile de achiziții și apoi să monitorizeze cu atenție executarea lucrărilor, pentru ca totul să se deruleze cu aceeași rapiditate cu care facem noi evaluarea proiectelor și semnarea contractelor. Ca urmare a semnării celor 500 de contracte, s-au creat 5.450 de locuri de muncă, s-au construit sau reabilitat 2.352 de kilometri de drumuri, s-au reabilitat 35 de spitale, 64 de centre sociale, s-au dotat 582 de unități mobile, s-au reabilitat 143 de școli pentru 13.700 de elevi, s-au înființat 15 structuri noi de afaceri, am finanțat 305 micro-întreprinderi pe axa 4-3, am reabilitat 43 de obiective de patrimoniu pe axa 5-1, am sprijinit proiectele pentru 15 IMM-uri în turism, de care au beneficiat aproximativ 200.000 de turiști. Autoritățile publice locale sunt în numărul cel mai mare beneficiarele programului operațional regional, dar există axe pe acest program din cele 5 pe care le are, care se referă la întreprinderi mici și mijlocii sau micro-întreprinderi. Legat de finanțarea micro-întreprinderilor pe axa 4-3, vreau să vă spun că în luna aprilie, la Comitetul de Monitorizare la Piatra Neamț, colegii mei au obținut acordul ca sumele care erau alocate pe axa 4-2, referitor la reabilitarea siturilor industriale, sume care nu erau cheltuite pentru că primăriile, autoritățile publice locale, între timp, nu mai sunt proprietare de situri industriale, acestea au trebuit de plată privată, deci nu aveau cum să facă proiecte cu care să solicite acești bani, așa că am cerut și am obținut ca sumele dedicate acestei axe 4-2 să fie realocate pentru 4-3, pentru finanțarea proiectelor micro-întreprinderilor și pentru axa de turism axa 5. Am mai obținut de asemenea ca partea de cofinanțare pentru micro-întreprinderi, care era obligatorie inițial, să nu se mai solicite beneficiarilor, așa că astăzi micro-întreprinderile pot accesa proiecte de 200.000 de euro, fără să fie nevoie să cofinanțeze cu 30% aceste proiecte.
În anul 2011 avem o perspectivă bună să continuăm contractarea în același ritm și de asemenea implementarea proiectelor și ne-am propus ca la mijlocul anului să reușim să contractăm toate cele 4,3 miliarde de euro care sunt alocate programului operațional regional pentru ca ulterior să ne concentrăm atenția pe sprijinirea autorităților publice locale, beneficiarilor în implementarea proiectelor. În acest an, constatând practica de a se adiționa contractele de către constructorii care câștigă licitații la prețuri de dumping, am limitat și în ceea ce privește contractele din programul operațional regional la 10% contractele adiționale, astfel că cei care participă la licitații, știu de la început la ce să se aștepte, știu de la început cum să-și facă calculele pentru ca să poată să ducă la bun sfârșit o lucrare pe care se angajează să o efectueze. Vom folosi începând de anul viitor un caiet de sarcini tip cu prevederi unice, prevederi, sigur, în limita legală, dar care să restrângă posibilitatea autorității contractante de a include în caietul de sarcini prevederi care să favorizeze anumite firme. Am reușit să gândim un flux financiar și al documentelor care să asigure o plată rapidă din partea autorității de management a facturilor care se trimit la minister. La autoritatea de management nu stă mai mult de 15 zile o factură la plată, ceea ce este foarte important pentru constructor. De asemenea, faptul că TVA-ul se rambursează odată cu cheltuielile eligibile ne-a ajutat să avem o mai bună rată a absorpției. 2010 a însemnat pentru prima axă, cea de dezvoltare urbană, semnarea contractelor. Practic, toți beneficiarii și-au depus aceste strategii, și-au depus proiecte și pentru anul viitor va însemna principalul motor în ceea ce înseamnă zona de contractare și proiecte de o dimensiune mare cu impact extrem de important. Aici amintim cei șapte poli de creștere, 13 poli de dezvoltare urbană și zona care nouă ne creează din punct de vedere tehnic cea mai mare provocare, zona centrelor urbane, 96 de planuri integrate de dezvoltare urbană. Din proiectele depuse care nu au finanțare pentru că depășesc limita acordată de Comisia Europeană, aș vrea să fac referire la cele de pe axa 2, o axă extrem de importantă, care privește reabilitarea și construirea de drumuri județene. Pentru că pe această axă sunt aproximativ 890 de milioane de euro, iar din cererile depuse de autoritățile publice locale, a reieșit că am mai avea nevoie de încă 1,5 miliarde de euro pentru a finanța toate proiectele care au fost trimise la finanțare și care îndeplinesc condiții de eligibilitate, dar nu au apucat finanțarea din cele 890 de milioane de euro. Am gândit o soluție pentru a reuși totuși să punem în practică și aceste proiecte extrem de utile pentru autoritatea publică locală și pentru beneficiarii direcți, pentru cetățeni, iar soluția este Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii. Acest program are un subprogram, reabilitarea a 10.000 de km de drumuri județene de interes local, care pleacă de la finanțarea acestor proiecte. Am alocat 2 miliarde de euro pentru subprogramul 10.000 de km de drumuri județene de interes local, dar proiecte de 1,5 miliarde sunt numai acestea care au rămas de pe cor. La semnarea contractului de lucrări, noi dăm un avans de 30%. Asta ușurează fantastic viața, ca să spun așa, administrației locale, pentru că primele 5-6 facturi, ei le plătesc din banii aceștia, evident, urmând ca, pe măsură ce se returnează TVA-ul, să nu intre în incapacitate de plată. De fapt, asta a fost logica pentru care s-a făcut acest lucru.